Iubiți credincioși, haideți să deschidem cuvântul Domnului la Marcu, capitolul 10, de la versetul 46, citesc, până la versetul 52, pagina din Biblie 975. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a zis: chemați-l! Au chemat pe orb și i-au zis: îndrăsnește, scoală-te, căci te cheamă! Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: ce vrei să-ți fac? Rabun, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis: du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Amin. Cu respect vă rog să ocupați locurile și vreau să apreciez întreaga asistență, în mod special pe cei care s-au sacrificat și sunt în picioare. Iubiții mei, dacă cei care sunt la meciuri stau în picioare și mai ales că se bucură de prelungiri, noi stăm în picioare pentru Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Mă simt responsabil, mă simt umil în această seară și îmi dau seama câtă nevoie am de harul lui Dumnezeu ca să pot să aduc cuvântul Domnului în fața dumneavoastră, înțelegând că e foarte greu să mulțumești o întreagă sală și nu o să reușesc să vă mulțumesc pe toți, că nici Iisus nu reușește să-i mulțumească. Dar vreau să vă spun că este aici unul care poate hrăni fiecare persoană în parte. Acum, la masă, mai important decât felurile de mâncare și de cine au făcut mâncarea, știți ce e mai important? Dacă ți-e foame. Poți să ai acolo cele mai tare mâncări pe masă, să fie frigiderul plin, să fie bucătar din ăla șef, bucătar. Dacă tu e sătul, iubiții mei, spunea psalmistul că Domnul satură după suflare tot ce are viață, după dorință tot ce are viață. Doamne, astăzi ne-e dor de Tine și ne este dor din mâncarea Ta, de aceea Te rugăm să lucrezi. Amin. Ați venit, iubiții mei, pentru că ați auzit că pe aici trece Iisus. Asta am văzut la Bartimeu. Versetul 47, el a auzit că trece Iisus din Nazaret. Știți că de obicei oamenii care sunt orbi sau oamenii care au o anumită problemă medicală și unul din simțurile este anulat, de obicei își dezvoltă celelalte simțuri pentru că apelează foarte des la ele. Orbul acesta nu a mai putut să vadă și nu a văzut poate de ani de zile. Însă era foarte atent când auzea ceva. Pentru că în funcție de auzul acela te poți mișca, poți să-ți dai seama cine vine, cine pleacă, ce se întâmplă în jur. Și a auzit la un moment dat omul acesta că Iisus Hristos ieșea din Ierihon. Era ultima ocazie a lui Bartimeu când putea să mai facă ceva. Era ultima dată când Iisus Hristos a mai trecut pe acolo. El nu zis, a fost fain la evangelizare la Betel, o să vin și anul viitor. S-a cântat frumos, a fost cântări extraordinare, o să vin și anul viitor. El nu zis, încă un an cu orbire, încă un an cu păcat, încă un an cu certuri în familie, încă un an cu divorț, încă un an cu probleme, cu pornografie, cu minciună, cu imoralitate. Nu. O zis, Doamne, e ultima mea șansă. O auzit că Iisus trecea și era cât pe ce să iasă din sat. Iubiții mei, auzim și astăzi atâtea lucruri. Auzim știri din sport, din politică, auzim știri despre finanțe, despre războaie. Auzim atâtea lucruri. Însă întrebarea mea e, auzim și ce e important? Se spune că doi oameni mergeau prin New York, un indian și un om de afaceri. Împrejurările le-au pus împreună. Și la un moment dat cineva a scăpat niște bani pe jos și omul de afaceri a tresărit și s-a oprit. Și s-a uitat să vadă, pentru că era cu finanțele. Era cu dolarii. Era cu bănuții. La un moment dat mergeau mai departe și indianul a zis, am văzut că ai fost foarte atent când banii au căzut pe jos. Dar zice, poți să auzi greierul ăla din iarbă. O trecut pe lângă un parc. Și au zis ministrul de finanțe, au zis omul de afaceri, au zis omul care era interesat de bani, eu zice, cu greierii nu mă pricep. Nu, n-am auzit nimic, a zice. O zis indian, eu am crescut între ei. Și pentru mine sunetul unui greier e mai important decât sunetul unui ban.
Auzim și noi multe, iubiții mei. Auzim, dar întrebarea mea astăzi este, auzim că trece Iisus pe aici. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Dar o întrebare mai grea. Suntem acolo unde trece Iisus? Iubiții mei, mă uit la orbul ăsta, o auzit și o acționat. Din toată mulțimea aia, au fost singurul care a plecat acasă vindecat. Mântuit chiar. Alții nu au fost deloc interesați. Alții au fost curioși. Mă, suntem lângă Iisus, chiar dacă merem în iad, nicio problemă, dar l-am văzut pe Iisus. Iubiții mei, mă gândesc la magii care veneau de la mare distanță, peste 1000 de kilometri. Au văzut o stea. S-au luat după steaua aia și au mers. Și s-au întâlnit cu niște preoți, cărturari și farisei, care au auzit, ascultați-mă bine, cuvântul din Mica. Și tu, Betleeme, și continuă mai departe cuvântul. Și nu au zis preoții și cărturarii, mă, hai să mergem și noi 7 kilometri. Vin ăștia, auzi mă, ne crapă o brază de rușine. Vin ăștia 1000 de kilometri, 1000 și ceva de kilometri și noi să nu mergem 7-8 kilometri de la Ierusalim până la Betleem. N-or mers. N-or mers. Să se întâmple evenimente frumoase lângă tine și tu să nu fii acolo. Să fie mântuit cel din familia ta, tu să nu fii mântuit. Să vezi pe altul că plânge la cântare, că se bucură la rugăciune și tu stai ca și piatră. Spun astăzi, Domnul, să ne ajute să auzim. Amin. Iubiții mei, ar trebui să ne dăm căștile jos astăzi. AirPods-urile alea de la suflet. Să le dăm jos. Și să auzim ce ar trebui să auzim. De multe ori auzim că ne-o bârfi cineva din America. De aici, din Oradea, auzim că cineva din America ne-o bârfi. Și deja nu mai putem. Să vedem cine e din care ne ia măi. Spun la păstor, duc la filială. Auzim imediat că s-a certat vecinul cu vecina. Că s-a scumpit curentul. Auzim atâtea lucruri. Ascultați-mă. În seara asta sunt aici, că am auzit că trece Iisus pe aici. Doamne, lucrează în această seară. 5 lucruri pe care trebuie să le faci când trece Iisus pe lângă tine. 5 lucruri pe care trebuie să le faci când trece Iisus pe lângă tine. 1. Și simple. O să spun, frate Cristi, dacă știam că așa predică simplă, nu vine să stau în picioare 2 ore. Răspuns sincer. Ascultați-mă ce vreau să vă spun. Noi românii cu lucrurile simple avem probleme. Noi ne plac alea complicate, știți? Dar la alea simple avem probleme. Iubiții mei, 5 lucruri simple. 1. Să strigi după milă. Să strigi după milă. Gândiți-vă că trece pe lângă voi cel care au creat universul, care au creat diamantele, care au creat peștii, care știe unde e aurul ascuns în pământ. Gândiți-vă că trece pe lângă voi un om mare, după ce ați fi strigat. Iubiții mei, omul acesta spune Biblia că a strigat, a început să strige, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Ne mai judecă unii că strigăm în biserică. Îmi scria cineva, frate Cristi, te ascult pe YouTube, dar când aud că strigi, trebuie să închid YouTube-ul. Dar i-am zis, când strigă aia la steau, de ce nu închizi YouTube-ul? Iubiții mei, voi vedeți unde am ajuns. Dacă strigi la rugăciune, dacă strigi la cântare, dacă spui slăviți să fie Domnul, să uită ciudat la tine. Dar dacă strigi, hai Real Madrid, hai Barcelona, hai Messi, nu e nicio problemă, nu? Iubiții mei, ăia, în afară de o pungă de semințe pe stadion, nu câștigă nimica. Dar eu dacă strig aici slăviți să fie Domnul, câștig cerul. Dacă eu spun aici amin, nu? Înseamnă că sunt de acord. Și spunea apostolul, aminul care îl spune spre slava lui Dumnezeu. Spunea o cântare și tare îmi place cântarea aceea. Când te afli îngrijorat, strigă către Domnul. Câte zile în viața asta n-ai fost îngrijorat, n-ai fost în faliment, n-ai fost în probleme? Știi care e soluția? Să strigi la Domnul. Să nu mai strigi la soție, să nu mai strigi la vecini, să nu mai strigi la păstor sau la preot, să strigi către Domnul. E adevărat că sunt momente când ne rugăm ca și Ana, avem o problemă intimă, ne rugăm ca și Ana, ne punem într-un colț de biserică și o dăm podeaua. Și nu urlăm tare că nu putem avea prunci. Sau nu urlăm tare că fata nu știu ce-a făcut. Dar sunt momente, iubiții mei, când ne rugăm ca și Iisus, Evrei 5:7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu... Să știți că atunci când lipsesc dintr-o biserică strigătele mari, lipsesc și lacrimile. Aștept vin la pachet. O mers fatele Petrică Găină la o familie din afara țării. Și-au văzut acolo o soție extraordinară și un băiat extraordinar. Pe băiat îl știa, pe ea nu știa. Au văzut respect, au văzut dragoste, au văzut ceva natural. Că știți că noi pozăm, când vine păstorul în vizită, hai să punem Biblia, nu găsim Biblia și etc. Dar au văzut acolo ceva natural, o familie extraordinară, o familie exemplară. Și când eu au plecat până în bucătărie, au zis către el, cum ai găsit-o? Că acum ai TikTok, Insta, Fb, YouTube. Încearcă, nu?
Și a zis, frate Petrică, a zis băiatul, știi unde stau în țară. Înainte să mă mut din țară, am stat într-o casă la părinții mei și în spatele casei este o pădure mare. Frate Petrică, meream în fiecare zi în pădure și urlam cum urlă animalele. Și mă uitam spre cer și spuneam, Doamne, am nevoie de o soție binecuvântată. Am nevoie de o soție cu care să nu-mi pierd mântuirea, ci să rămân în mântuire. Am nevoie nu de un pop model. Am nevoie de o femeie smerită, de o mamă pentru copii. Am nevoie de o femeie care să te iubească pe tine. Frate Petrică, îți dau o veste bună. Nu m-a auzit nimeni în pădurea aia, dar m-a auzit Dumnezeu. Am strigat la el. Iubiții mei, Bartimeu avea multe nevoie. Bartimeu nu și-a permis să vorbească în șoapte. Ce zic alții dacă urlu, dacă strig? Bartimeu avea multe nevoi. Avea nevoie de haine noi, avea nevoie de locuință, avea nevoie de bani. Și interesant, știți ce a cerut? Milă. Omul acesta a cerut milă. Ai milă de mine. Iubiții mei, Bartimeu a înțeles că până nu este el vindecat, nu poate vindeca pe alții, să știți. A înțeles că până nu el sănătos, nu poate să facă pe alții sănătos. Până nu sunt eu mântuit, nu pot duce Evanghelia la alții. Am o veste bună să vă spun, toată viața Iisus a împărțit milă. 33 de ani jumate Iisus a împărțit milă. Spune Biblia la un moment dat că Iisus a făcut milă de gloate. 5.000 de oameni, 5.000 de bărbați acolo n-aveau ce mânca. Lui Iisus i s-a făcut milă de gloate. Într-o zi viața s-a întâlnit cu moartea. Iisus Hristos se întâlnește cu o văduvă care își ducea singurul ajutor care îl mai avea acasă. Un copil, un băiat, un fiu. Îl ducea la cimitir. Știți că atunci când se întâlnește moartea cu viața, întotdeauna câștigă viața. Pentru că Iisus Hristos este calea, adevărul și viața, slăvit să fie numele Lui. La mormântul lui Lazar au văzut două surori care plâng și o mulțime de oameni care sufereau acolo împreună cu ele. Și spune Biblia că Iisus a început și El să plângă. I s-a făcut milă și a acționat. Nu știu care sunt persoanele la care apelez când ai o problemă, când ai un necaz. În Statele Unite ale Americii, într-un oraș, s-au instalat câțiva roboți de telefonie. Pentru că spunea primarul, șeriful acelui oraș, avem prea mulți oameni care suferă de depresie. Avem prea mulți oameni cu anxietate, avem prea mulți oameni care au trecut printr-un avort, printr-un divorț, printr-o traumă sentimentală, printr-o pierdere de loc de muncă. Și au zis, n-avem cum să-i ascultăm pe toți, că nu putem angaja atâția psihologi. Am pus un robot acolo la telefon, sun și te ascultă robotul. Vreau să vă spun că robotul te ascultă, dar nu poate să te rezolve problema. Singurul care poate rezolva problema ta este Iisus Hristos. Spune Psalmul 20 să te asculte Domnul în ziua necazului. Iubiții mei, milă și m-am bucurat că Manu a ales prima cântare. Trimite-mi, Doamne, har din cer. Să știți că un om care merge la tribunal și apoi îmbracă hainele de pușcăriaș, n-are nevoie de bani. Că cu cătușe femei nu prea poți să-ți cumpere multe, nu? Nu merg de mani cu cătușe. Un om care merge la pușcărie, iubiții mei, n-are nevoie de un laptop nou sau de un iPhone 14. Un om care merge la pușcărie are nevoie de milă. Omenirea astăzi merge spre iad. Și în drumul ăsta spre iad, Dumnezeu astăzi îți spune să te oprești, că El trece pe aici. Și la toți cei care îl cheamă și îl strigă, El e gata să împartă milă. Slăvit să fie Domnul! Dar știți ce fac oamenii? Oamenii fac ceva interesant. Câtă vreme sunt viață, oamenii cer judecata și dreptatea lui Dumnezeu. Doamne zice, să te judeci cu vecinul meu că m-a luat pământ. Iubiții mei, să ne ia pământ cât vor, că cerul nu ne pot lua nimeni. Să știți. Dar oamenii asta spun. Au un conflict cu cineva și cer dreptatea lui Dumnezeu, că nu pot să spun la învon cum cer oamenii, da? Și când ajung la judecată, zic, Doamne, fie-ți milă! Nu, hai să facem invers. Aici să cerem mila lui Dumnezeu. Și la judecată nu o să trebuiască să mai cerem dreptatea lui, pentru că oricum Dumnezeu e drept. Iubiții mei, mai spun un lucru și mă duc mai departe. Mila se cere pe pământ, nu se cere în iad. Era bogat un iad și s-a uitat spre cer. Știți, o zis Bacovia, că cerul e de plumb. În iad cerul de plumb, să știți. În iad cerul numai albastru. S-a uitat spre Avram, bogatul, și a zis, Părinte Avrame, fie-ți! Apropo, spune așa Biblia, că a strigat. Știți că în iad oamenii strigă. În biserică se pe silent și în iad strigă. Eu strig aici ca să nu urlu în iad. Noi strigăm aici la rugăciune, noi strigăm aici după milă, ca să fim cu Domnul veșnicie. Doamne ajută-ne la asta. Doi. Ce ar trebui să mai faci când trece Iisus pe lângă tine? Să nu asculți glasul mulțimii. Credeți că oamenii au fost bucuroși că unul urla ca disperată pe acolo? Nu. Auzi ce spune Biblia. Mulți îl certau să tacă.
Moți! Iubiții mei, dacă ascultați de glasul mulțimii, vreau să vă spun că Bartimeu rămânea orb toată viața. Dacă vei asculta de mulțimea de lângă tine, că ai și tu mulți care spun să nu cumva să te pucăiești, că e jale. Iubiții mei, dacă asculți de oameni, o să rămâi ca și oamenii, dacă asculți de Dumnezeu, Dumnezeu îți poate da mântuirea în seara asta. Uitați-vă, e ceva foarte interesant. O viață întreagă ținem cont de ceea ce spun oamenii despre noi. Și am vrea să mulțumim pe toți. Uitând însă că o veșnicie va conta doar ce a spus Dumnezeu despre noi. Și ultimul cuvânt nu-l va avea omul, ultimul cuvânt îl va avea Dumnezeu. Du-te sau vino. Mergeți că nu v-am cunoscut sau vino, slugă bună. Vă spun câteva expresii pe care le spune mulțimea. Auzi ce spune mulțimea. Unde merg toți? Mai merg și eu, zice. Să se ferească Domnul să merg unde merg cei mai mulți. Aproape toți. Să vă ferească Domnul, să vă păziți. Să spui tot timpul întrebarea oriunde ești, la job, la școală, la facultate, într-un magazin. Doamne, unde merg cei mai mulți? Spre iad merg cei mai mulți. Eu vreau să mă duc spre cer, spre rai. Doamne, ajută-mă la asta. Amin. Un alt cuvânt pe care îl spune mulțimea. Ai timp la bătrânețe, zice. Dar cine îți va spune că o să prinzi bătrânețe? Verișorul meu în județul Bihor a murit în urmă cu 2 ani, de zile la 28 de ani. Au rămas 3 copii. Uncul meu la 48 de ani. Cine îți va spune, cine îți promite? Ai făcut contract cu cineva că o să prinzi 80 de ani? Iubiții mei, în seara asta, eu nu vreau să aștept până la bătrânețe. La 14 ani, m-am dus la mărturisire, m-am mărturisit viața. Eram clasa 7-a spre 8-a. Și apoi am ieșit pe ascuns în față la o stăruință. Nu dădea voie la copii de 14 ani să ieși la stăruință. Nici eu ca păstor nu-s de acord să dau voie la copii de 14 ani. Dar au văzut Dumnezeu sinceritatea inimii mele. Mă uitam la școală și am văzut colegii mei ce făceau. Fumau în toalete și alte prostii care le făceau. Și am zis, Doamne, n-am nicio șansă să rezist dacă nu-mi dai Duhul Sfânt. La prima rugăciune am primit Duhul Sfânt. Și încă l-am și mulțumesc Domnului că m-a binecuvântat cu El. Amin. Tu ai Duhul Sfânt. Iubiții mei, n-am zis la 14 ani, lasă-o să fie bine la 80 de ani. Este o cântare frumoasă care spune, viață tinerească, plină de elan, frumusețe, daruri toate cât am. Ce fac cu ele? Le închin Domnului. Doamne, ajută-ne la asta. Știți ce mai spune mulțimea? N-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa nimănui. Nu divorța nimeni din cauza mea și n-am omorât pe nimeni. De parcă alte păcate n-ar mai fi. O singură minciună, dacă ai spus în viața asta, merge în iad. O singură minciună. Iubiții mei, există un Dumnezeu care poate ierta păcatele în seara asta. Știi ce mai spune mulțimea? Auzi, timpul le șterge pe toate. Așa spune mulțimea. Eu vreau să vă întreb, dacă timpul le șterge pe toate, de ce mai spălăm hainele? Eu dacă murdăresc cămașa sau sacoul și le pun în dulap peste 20 de ani, cum îl iau? Murdar. Timpul nu le șterge pe toate. Doar sângele lui Iisus Hristos le șterge pe toate. O altă vorbă care o spune mulțimea, când vrei să te pocăiești, ți-ai schimbat credința, zice. Ți-ai schimbat religia. Un om s-a pocăit undeva în județul Caraș, un om bețivan. Și l-a oprit cineva și a zis, mă, zice, cum ți-ai permis să schimbi religia? Și a zis asta, religia mea a fost birtul, cum să nu o schimb? Birtul a fost religia mea. Nu? Marlboro a fost religia mea până acum. Nu? Imoralitatea. Iubiții mei, toți ne naștem fără religie, vă dau o veste bună. Însă vine vremea când trebuie să alegi între blestem și binecuvântare. Doamne, ajută-mă să aleg binecuvântare. Amin. Vine vremea când trebuie să alegi între viață și moarte. Doamne, vreau să aleg viață. Nu? Vine vremea când trebuie să alegi între cer și iad. Alege astăzi cerul, pentru că Dumnezeu e gata să-ți dea biruință. Uitați-vă la mulțime. Mulțimea pleacă, când nu mai ai bani. Îmi spunea un fost primar, domnul pastor, zice, eu am crezut că ăștia rămân lângă mine până mor. Zic, da, de unde? Zice, unii nici nu mă mai salută, zice. De când n-am mai prins al treilea mandat, nu mă mai salută lumea, zice. Păi zice, dar nu mai au nevoie de domitare, zic. Lumea e lângă tine ca lipitoarea. Cât timp mai ai ceva? N-ați observat la fiul risipitor? Cât o zice, plătesc de la KFC, la pizza fac eu ce este, zice. Da? No, rămâne lângă tine. Când s-o golit buzunarul, nu mai rămas nimic, au plecat. Au rămas cu porcii. Atât. Vine o zi, o să vezi ce vreau să spun astăzi. O să vezi la reanimare câți prieteni mai ai. Îmi spunea un băiat Cristi, am 4.000 și ceva de prieteni pe Facebook. Când am fost în spital, niciunul nu m-a vizitat. Niciunul. Păi în afară de like nu-ți dau nimic aia. Nimic nu-ți dau. Iubiții mei, este unul care îți dă ajutor de sus. Și ăsta e Dumnezeu. Pentru asta vreau să vă motivez astăzi. Lăsați mulțimea la o parte. Ce dacă nu se pocăiește nimeni din neamul meu?
Ce dacă mă înjură colegii, că mi-am schimbat viața? Ce dacă au treabă, toată strada să aibă treabă cu mine? Nu mă interesează. Eu mă țin strâns de Dumnezeu. O fată de 22 de ani, în urmă cu 4 ani, lângă Lugoș, mergea cu cartofi la piață. Tatăl ei mergea în față, ea în spate. A intrat unul pe contrasens și a omorât-o pe loc. A venit cartofii din spate, a băgat-o în volan și a murit. Știi ce s-a găsit în Biblia ei în ziua mormântării? O foiță micuță pe care scrie așa: mă țin strâns nu de o funie, că s-ar putea rupe. Mă țin strâns nu de un plan, că s-ar putea nărui. Mă țin strâns nu de un om, că ar putea pleca. Mă țin strâns de Dumnezeu. Ce se va găsi în Biblia ta când vei pleca de aici? Ce se va găsi în viața ta? Iubiții mei, Iisus Hristos ne-a avertizat de la bun început că nu o să fim mulți. Nu o să fim mulți. Spune cântarea: bogați, nobili și înțelepți, cu tine nu sunt mulți, ci cei ce poartă lui dispreț pe dealuri, văi și munți. O să trebuiască să alegi în seara asta dacă vrei să fii cu mulțimea și fără Dumnezeu. Sau cu cei puțini, cu cei disprețuiți, cu cei bajocoriți, dar cu Dumnezeu. Matei 7:13, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Să-ți fie teamă nu când ești cu cei puțini, să-ți fie teamă când ești de partea celor mulți. Spunea cineva: eu cu Dumnezeu formăm majoritatea. Slăviți să fie Domnul. 3. Ce ar trebui să mai fac când trece Iisus pe lângă mine? Să pleci de la locul la care ai stat ani de zile. Să pleci. Marcu 10:50, ascultați. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Probabil că era pe marginea unui șanț, pe marginea unui drum, nu știu cum era atunci vremea aceea. Probabil lângă un container, nu știu, lângă undeva unde s-a aruncat mâncarea și poate putea să ia și el ceva. Nu zis, auzi, eu nu mă duc, dacă vrea să vină la mine, eu nu plec, nu. Nu. Noi merg la doctor, nu doctorul vine la noi, știți? Nu stau în discotecă, trag iarbă și aștept să vină Iisus să-mi predice, să cânte Marunecă în discotecă. Nu. Nu. O zis Iisus Hristos, chemați-L! Se predică Evanghelia la Betel în Oradea, se predică Evanghelia pe stadioane, în biserici. Chemați-L să vină. Așa de mult îmi place, iubiții mei, că spune Biblia: orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Poate trebuie să ieși de unde stai de ani de zile. Îmi scria cineva recent: soțul meu e robit de pariuri sportive. Familia noastră se înăruiește. Frate Cristi, ce să fac? Spune-i să vină la Iisus. O să nu vrea. O să, dacă Iisus mai are ceva cu el, să meargă acolo să-l caute. Iubiții mei, întrebarea mea este: sunt astăzi în locul în care mă vrea Iisus? Chemați-l, o zis. Pentru cei care sunteți pocăiți de ani de zile, poate ești la locul rutinei, locul obișnuinței, locul neimplicării, locul judecății, locul unde ții scorul. Cine o predica mai bine săptămâna asta? Cine o cânta mai bun? Mai bine? Nu. Dumnezeu asta te cheamă nu să ții scorul. Dumnezeu asta te cheamă să vii de la locul în care ești în prezența Lui. Amin. Amin. Eram la o familie la masă în urmă cu câțiva ani, 3-4 ani, și îmi spune gazda: frate Cristi, m-am pus pe locul de lângă sobă, era mai cald acolo, și o să vezi că stai pe un loc sfânt. M-am uitat să văd, e ceva covor din Ierusalim, e ceva parchet din Turcia, sau cine știe ce, cum spun oamenii că e un loc sfânt. E o Biblie, o harfă lângă. Și când o văzut că m-am uitat, o zis gazda: Cristi, să spun care e istoria acelui loc pe care stai tu. Eram un adolescent rebel. Coboram de la mansardă și plecam la discotecă direct. Seara, în cluburi, în anturaj greșit, și nu le mai spun toate aici. Și când eu coboram, mama mea lua o Biblie, lua o harfă și se punea pe locul ăla și îmi spunea așa: până vii, nu mă ridic de aici. Frate Cristi, uneori veneam la 3 dimineața, 4, 5, uneori chiar la 6. Și mama era tot acolo. Vreau să spun ceva, în ziua mormântării ei, când ea a plecat de aici, când s-au aruncat bulgării de pământ peste sicriul ei, ea a fost îngropată, dar rugăciunile ei nu. Rugăciunile ei au ajuns la Dumnezeu. Și astăzi m-am întors. Eu sunt pocăit, zice, și vreau să spun că locul ăla pe care stai e un loc pentru mine cu o importanță deosebită. Acolo s-a rugat cineva pentru mine. Iubiții mei, poate aveți și voi copii. Și eu am acasă 7 copii. Nu mă invidiază aproape nimeni, să știți. Nimeni. Ce vreau să vă spun astăzi?
ne simțim responsabili ca și părinți, uitându-ne la pruncii noștri, uitându-ne la câte tablete, câte desene, câte filme, câte provocări sunt astăzi. Ne simțim responsabili că am vrea să-i vedem într-o zi în apa botezului. Întrebarea mea este pentru voi, părinții din sală, suntem la locul în care ne vrea Dumnezeu să fim? Și-a lăsat haina, spune Bartimeu, Biblia despre Bartimeu, și-a lăsat haina, a venit, a sărit și a plecat la Iisus. Am observat ceva interesant. Foarte mulți vor să vină la Iisus și vor să-i primească Iisus cu haina care o au și să-i lasă așa până la adânc. Dacă eu își pun o întrebare în România, câți vreți să mergeți în rai, toată România ridica mâna sus, că toți vor în rai. Și ăla care fură vrea în rai. Toți vor în rai. Iubiții mei, Dumnezeu astăzi nu ne întreabă câți vrem să mergem în rai. Dumnezeu ne întreabă cine vrea să facă ce spune Biblia ca să meargă în rai. Și aici omul nu mai se grăbește să ridice mâna, să știți. Că atunci când Dumnezeu te întreabă dacă vrei să faci ce spune cuvântul Lui, aia înseamnă să renunți la păcatul tău, la viața ta, la voia ta, la gândurile tale, la trecutul tău. Mulți vor să fie iertați, dar nu vor să fie schimbați. Nu. O zis Dumnezeu, eu te iubesc, dar vreau să te schimb. Nu vreau să te las așa cum ești. Bartimeu înțeles, trebuie să las haina asta. Dumnezeu are pentru mine o altă haină. Trebuie să las viața de pe marginea șanțului, viața de cerșit. Vreau de astăzi să fiu un om care să facă ceva, nu care să întinde toată ziua mâna. Mie ce-mi cade? Iubiții mei, fiul risipitor, înainte să intre în casă, am observat că îi spune tata ceva interesant, ceva important. Du-te și ia-ți o haină, zice. Este acolo o haină pusă. Ia-ți niște sandale. Tu poți să vii cu mirosul de păcat la Iisus, dar nu poți să rămâi în casă cu mirosul de păcat, pentru că Iisus vrea să te schimbe. Doamne, mai schimbă în seara asta. 4. Ce ar trebui să fac între cei Iisus pe lângă mine? Să-mi recunosc starea. Să-mi recunosc starea. Interesant că pe un om care bâșbâia și nu vedea, Iisus îl întreabă ce vrei să-ți fac. Doamne, dar tu glumești? Dar nu vezi că ăsta e orb. Nu vezi nimic. Și tu îl întrebi ce vrei? Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că mulți oameni sunt orbi. Dar știți că sunt mulți care nu vor să fie vindecați. Foarte mulți vor de la Iisus multe lucruri. Dar orice altceva, numai să nu ierte de păcate, numai să nu-i cheme la biserică, numai să nu-i pună la post și la rugăciune. Iisus, când l-a întrebat, a vrut să vadă care sunt prioritățile din viața ta. Că sunt foarte mulți orbi care trăiesc din cerșit și le convine. Spunea un cerșetor, nu mai știu orașul din țară, către un prieten de-a meu, a zis, fac 80 de milioane pe lună, 8.000 de lei pe lună. Păi îți dai seama că nu mă duc să lucrez în Kaufland sau la Lidl pe 20 de milioane. Îmi place viața asta. Îmi convine viața asta. Nu vreau o restaurare, nu vreau o educație, nu vreau haine noi, nu vreau să plec de aici. Mie îmi place viața asta. Iubiții mei, Dumnezeu l-a întrebat pe Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Și Bartimeu a zis, Doamne, să-mi capăt vederea. Să-mi capăt vederea. Asta e pentru mine prioritar. O să spun așa de Cristi, nu știu dacă te-ai uitat bine, dar nu suntem niciun orb aici. Nu este niciun orb aici în sală. Am venit de la Deva în serată să vă spun că adevărații orbi, iubiții mei, nu sunt cei orbi fizic, ci cei orbi spiritual. Am o întrebare, oare vedem bine pe cei de lângă noi? Cum vezi pe cel de lângă tine? Marcu 8, 24. Iisus se atinge de un orb și îl întreabă cum vede. El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște... Iubiții mei, știți cât ne văd pe noi slujitorii ca și niște copaci? Tot cu drujba vii la noi, cu toporul. Mai îndeună, mai taie, mai lovește. Păi dacă vezi pe om ca și copac, nu? Păi trebuie să faci loc, să faci vila, dai copacul jos, nu? Dar dacă... Ce-a zis Domnul Iisus? Ai văzut foarte bine? Nu. S-o mai atins odată de el și până ce-o putut să vadă bine. Doamne, astăzi vrem să vedem oamenii ca niște oameni. Știți ce e important, iubiții mei, să fim vindecați de orbirea spirituală? În Osea 11:3 spune cuvântul Domnului așa, și totuși eu l-am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe. Dar n-au văzut că eu îi vindecam. N-au văzut că eu îi vindecam. Iubiții mei, oare am văzut până astăzi că Domnul a fost cu noi și ne-a purtat de grijă? Oare am văzut până în seara asta că am primit sănătate, viață, protecție, putere, ocrotire de la Dumnezeu? Pune-mi, te rog, Roman, capitolul 2, cu versetul 4. Un alt verset în care apare orbirea spirituală. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Mă opresc să vă zic ceva interesant.
Îmi spune cineva, frate Cristi, dacă Dumnezeu există, eu nu era pocăit. Eu îl înjur și dacă există să mă facă praf acum, să mă trăznească. L-a înjurat, nu l-a trăznit. Ai văzut că nu există. Dacă ar fi Dumnezeu așa de ușor de enervat, nu eram unul aici în sală. Dar El spune Biblia că e plin de bunătate, îngăduitor și îndelung răbdător. Și acum spune Pavel aici, nu vezi, ești orb? De atâția ani nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință. Doamne, ajută-ne să ne pocăim în seara asta. Iubiții mei, mai vedem oare în soția de lângă noi, partenerul nostru de viață? Mai vezi în soțul tău pe cel cu care ai făcut legământ? Mai vezi în mama și tata niște părinți care te-au crescut cu sacrificii imense? Le acorzi respectul cuvenit? Mai vezi în slujitori oamenii lui Dumnezeu? Mai vedem oare nevoile altora? La noi la biserică avem o soră cu piciorul tăiat, piciorul drept tăiat. O soră în cărucioară. Care astăzi dimineața a plecat în veșnicie. Anul trecut, în luna februarie, o mamă la 9 copii de 43 de ani a plecat la Domnul din biserica noastră. Au rămas 7 copii necăsătoriți și 2 căsătoriți. S-au făcut colecte, s-au făcut strângeri speciale de ajutoare. La câteva săptămâni, sora asta în cărucior m-a așteptat la intrarea în biserică cu un plic în mână. Și-a zis, frate Cristi, atunci când ați făcut colecte, când ați strâns, am vrut să dau și eu. Nu a fost ce să dau. Că sunt multe cheltuieli și cum ea era și bolnavă, medicamente. Dar au zis, am primit 3.000 de lei de la cineva în numele Domnului, zice, și așa de bucuros să zic că pot să fac și eu parte. Te rog frumos să iei plicul ăsta, să merg la sora aia, la fratele la care a rămas văduv, la care a plecat sora din viață, cu copii, să-i dai plicul ăsta, să nu știe că eu l-am dat, să-i dai tu. Am făcut un calcul repede, 3.000 de lei, 10% zeciuiala, 300 de lei. Am vrut să împachetez plicul, să-l bag în veston, la finalul programului era fără 3 minute, mă duc și îl dau. N-am putut să îndoi plicul. Era desfăcut și m-am uitat înăuntru. Înăuntru erau 3.000 de lei. O femeie cu piciorul tăiat. O primit 3.000 de lei, o luat toți banii ăștia și o dat mai departe. Iubiții mei, cum o să stăm lângă oamenii ăștia în ziua judecății? Voi credeți că noi când am făcut colectă sau când am făcut strângere, am așteptat de la cineva din cărucior să scoată banul? În niciun caz. Vreau să vă spun astăzi că sora asta a plecat. Deva este mai săracă. Știți de ce? Pentru că cineva în cărucior a văzut nevoile altora. Adevărata orbire nu au cei care nu mai pot să vadă, care au cataractă. Nu. Adevărata orbire o au cei care au inima împietrită. Să știți. Prima cântare care am învățat-o în viața asta de la bunicii mei, știți care a fost? Bunica mi-a învățat cântarea. Printre munți și dealuri văd pe Dumnezeu. Ape cristaline murmură mereu. Printre munți. Dacă te uiți la un munte, mai vezi? Unii, dacă se uită la munte, văd numai schi. Nu e un lucru rău. Dar noi avem predici, avem câte n-avem și nu mai vedem pe Dumnezeu. Și bunica a zis, dacă mă uit la un râu care curge, îl văd pe Dumnezeu. S-a îmbolnăvit mai târziu bunica mea de diabet, apoi s-a îmbolnăvit de aproape o rămas oarbă până când a murit. Însă vreau să vă spun că niciodată nu și-a pierdut dorința să rămână lângă Dumnezeu și să facă voia lui Dumnezeu. Mergeam la ea, ne făcea cartofi paie, tare ne plăceau nouă când eram copii. Și spuneam, bunii, hai la masă. Și auzeți, azi nu mănânc. Mă, înțeleg, odată par nu mănânci, odată la două luni nu mănânci. Dar aproape ori de câte ori meream la ea, zicea, azi nu mănânc. Mai târziu am aflat că eram post pentru copii. I-am dat într-o zi telefonul, știți? Ea avea telefon din ăla cu fir, că atunci când telefonul era cu fir, noi eram liberi toți. Acum mai fără fir și suntem toți legați. N-ați observat lucrul ăsta. Avea telefon din ăla cu fir vechi. I-am dat telefonul meu, un zi însă, acum vreo 15-18 ani. Eu i-am dat așa ca să râdă un pic de ea. Am zis, bunica, aprinde-l pe ăsta dacă te percepi. Nu știu să-l aprinde. Mi-l-a dat înapoi. Am râs în sinea mea. Și ce m-a spus Domnul recent? Bunica ta nu știa să deschide telefonul. Dacă se punea pe genunchi, deschidea cerul. Noi acum deschidem tabletele, mai ne uităm, Face ID-ul și cerul cine mai deschide.
Iubiții mei, Bartimeu o recunoscut problema. Nu a zis, mă, mi-e rușine să recunosc că-s orb. Mi-e rușine să spun aici, să mă audă tăți că-s orb. Cum mă milogez, mă, cum cer, cum strig aici, nu. Doamne, ăsta sunt. Sunt orb. Iubiții mei, a spus Domnul Iisus Hristos în Matei 9:12, nu cei sănătoși au trebuință de doctori, ci cei bolnavi. O zis Iov, mă scol în mijlocul adunării și strig ajutor. Mai ai puterea asta să strigi ajutor? Să merg la un frate slujitor să spui, frate, asta e problema mea, asta e falimentul meu. Eram în județul Timiș undeva, am slujit la o biserică și când se ies pe ușă, era un tânăr care plângea, tot era numai lacrimi. Și am zis, mă, ce-i cu tine? Că nu a fost chiar așa de tare în biserică încât să plângem toți la greu. Frate Cristi, ai spus că trebuie să ne recunoaștem vina. Am faliment în familie, am câțiva copii, am o soție de care am ascuns multe lucruri. Și zic, bun, și acum e vina? A mea. A mea. M-am rugat acolo pentru el și am simțit că Domnul a coborât cu iertare. Pentru că acolo unde oamenii spun că e vina lor, Dumnezeu spune, am un abonat la iertare, am un abonat la cer, am un abonat la vindecare. Niciun doctor, iubiții mei, nu poate vindeca un pacient care nu recunoaște că e bolnav. N-ai vrea să recunoști astăzi, Doamne, ăsta sunt. Asta e problema cu care mă confrunt, ăsta e falimentul. Dacă familia mea e unde îi, din cauza că n-am mai fost la locul de veche, nu m-am mai sculat noaptea să mă rog, n-am mai ținut o zi de post de luni, de zile, n-am mai deschis bila decât la evenimente. Doamne, ăsta sunt, o intra păcat, o găsit o intrare, o găsit o ușă deschisă, dar vreau în seara asta să fiu vindecat. Iubiții mei, vreau să vă întreb, dacă suntem sănătoși fizic și bolnavi spiritual, cu cine ajută lucrul ăsta? Dar dacă ești bolnav fizic și ești sănătos spiritual, n-ai pierdut nimica. Am o veste bună, cu diabet poți să mergi în cer. Dar nu poți cu minciuna. Poți să mergi în cer cu COVID, cu ce au mai inventat ăștia. Dar nu poți să mergi în cer, ascultați-mă bine, cu păcat. De aceea spun, Doamne, mai iartă în seara asta. Dar dă-ne putere să ne recunoaștem vina. Și în ultimul rând, ce ar trebui să mai faci când trece Iisus pe lângă tine? Auzit. Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Uitați, un om care capătă și vindecare și mântuire la pachet. Dar de ce a primit ăsta mântuire? Știți de ce? Că au crezut. Farisei și cărturarii nu au crezut și un orb au crezut că omul acela, Iisus din Nazaret, îi mielul lui Dumnezeu care poate vindeca, care poate mântui. Și Iisus Hristos îi spune, du-te, Bartimeu, ești liber. Dintr-o dată, Bartimeu a început să vadă case, oameni, un cer frumos, o mulțime extraordinară. Dacă erați în locul lui, n-ați fi plecat, sincer acum. Doamne, de când așteptam și eu să văd? Acum pot să mă duc să fac și eu un ban, îmi fac și eu o casă, îmi cumpăr și un apartament. Și ne mai auzim, joia, marta și duminica. Ascultați continuarea. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Eu spus, Domnul, poți să pleci, Bartimeu. Dacă pleci, eu nu te judec. Pentru că un om care vede pentru prima dată ar avea nevoi multe. Să meargă la un magazin, să-și facă niște cumpărături basic, niște cumpărături de bază. Să-și rezolve niște probleme, să-și întabuleze un pământ. Bartimeu, din partea mea ești liber. Doamne, eu nu plec. Eu de aici, Doamne, nu plec de lângă tine. Eu vreau să rămân lângă tine. Iubiții mei, știți câți oameni sunt la care Dumnezeu le-a făcut bine? Și astăzi când te uiți, nu-i mai vezi lângă Iisus. Uitați-vă la înmulțirea pâinilor. 5.000 de oameni prezenți. Și acum atenție. 70 de oameni. 12. 70 pleacă, rămân 12. 3 înghețimani, 1 la cruce. Știți de ce? Pe cum te apropii de calvar, mulțimea se face tot mai mică. Pentru că spunea Traian Dos că mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la joc. Voi vă imaginați că o să mă întrebați de Hristos, dar unde e Iisus? Că mergem și noi după el, dar unde e Iisus? Vă spun unde e Iisus, în spitale. Voi vă imaginați ce trezire ar fi în Oradea dacă 1000 și ceva de oameni, că suntem în seara asta aici, mâine am merge la spital, fiecare de aici, să luăm un salon la evangelizat. Vă imaginați ce forță e biserica asta dacă de mâine ne-am împrăștia în tot județul și am crăpat lemne la bătrâni și la văduve și la oameni care nu pot să facă asta. Vă imaginați ce înseamnă, iubiții mei, să mergi acolo unde e Iisus
Spunea o cântare, dă-i acum din pâinea ta foamea să-și destrame, căci în cer, în veci de veci, nu-i va mai fi foame. Undeva în București, la un orfelinat, niște copii, 30-31 decembrie, s-au apropiat cu năsucurile de gard, ăla înghețat. Era iarnă, fric. A venit directoarea tulburată, nervoasă. Ce căutați să vă răciți cumva, să-mi faceți probleme pe cap, medicamente și febră și alte? Ce faceți afară? Și copiii roșii de la frig au zis, Doamne, dar ăia care le-a dus clementine, portocale, nu mai vin 10, că s-au terminat. Și a zis directoarea către reporterul la care i-a povestit, așa de mică m-am făcut, că o trebuie să le spun că numai peste un an mai vin creștinii cu portocale și cu mandarine. 11 luni în spitale miroase a spirt, o lună pe an miroase a clementine. N-ați vrea să miroase a clementine 12 luni din 12? Sau a ajutor, a jertfă, a sacrificiu. Iubiții mei, mă uit aici și văd ceva interesant. Mulțimea au rămas uimită. Bartimeu a rămas mântuit. E diferență. Nu știu câți dintre voi veți pleca acasă în seara asta. Și veți da note, veți da clasamente. Dar întrebarea mea este, cât veți pleca acasă mântuiți? Închei spunându-vă că în 1879 s-a născut Charlotte Elliot, 18 martie 1879. A auzit de mică Evanghelia și principiile ei și a primit o educație creștină de la o vârstă fragedă, însă a descoperit și faptul că era talentată să scrie versuri, să picteze. Și în loc să scrie poezii creștine, a observat că merge mai bine dacă scrie poezii umoristice, dacă pictezi ceea ce place lumii. Aprecierea mulțimii a făcut-o să se încreadă în propriile sale abilități și să se îndepărteze pas cu pas de Dumnezeu. Însă la 30 de ani viața sa ia o întorsătură neașteptată. Ajunge țintuită la pat din cauza unei boli necruzătoare. Iar depresia și dezamăgirea încep să-și facă loc în viața ei. Visele îi se sparg în bucăți și viitorul sumbru își pune amprenta puternică asupra ființei sale. 2 ani de zile suferă reproșuri, depresie, anxietate, probleme. La 32 de ani este vizitată de un renumit evanghelist pe nume Cezar Malan. Acesta reușește într-un final să o facă să înțeleagă rostul durerii și nevoia de mântuire pe care o avea Charlotte. Malan îi spune următoarele cuvinte: trebuie să vii, Charlotte, așa cum ești, un păcătos, o păcătoasă, la mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu contează că ești invalidă, vino așa cum ești. Ceea ce contează este că ești un păcătos care are nevoie de mântuire și trebuie să vii la mielul lui Dumnezeu care îți va lua păcat. După mai multe vizite în care ea acceptă până la urmă că predicatul avea dreptate, se pocăiește, anii trec și pentru următorii 50 de ani durerea nu o părăsește. Este mântuită, dar nu este vindecată. Totuși, prin prisma credinței, a curajului, a încrederii în Iisus Hristos, ea reușește să-și găsească un scop nobil în viață și compune peste 150 de cântări. În 1836 se întâmplă ceva frumos. Toată familia era plecată la o strângere de fonduri în sprijinul unei școli pe care fratele ei, Henry, dorea să o înceapă pentru copiii duhovnicilor săraci. Charlotte, ca de obicei, acasă singură. Din nou gânduri că ea nu poate să meargă, ea nu poate să umble, ea nu poate să lucreze pentru Domnul. Însă își reamintește cuvintele lui Malan, care în urmă cu ani de zile i-a spus: vino așa cum ești. Ia un creion, ia o foaie și scrie următoarele versuri pe care o să le cântăm acum. Așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am. O femeie la pat, o femeie cu dizabilități, femeie cu 50 de ani de suferință în spate, în față. Dar o femeie încrezătoare în Domnul. Mă spală în sângele divin. O mielule, eu vin. Billy Graham a spus că asta este cântarea care a folosit-o cel mai mult în campaniile de evangelizare, pentru că a găsit-o cu cel mai puternic fundament biblic. O zis Billy Graham, asta e cântarea prin care s-au întors cei mai mulți oameni la Dumnezeu. Pentru că tot ce cere Dumnezeu îi se recunosc starea.